Și Achish Snow. Pasează băieții lui Dică într-o veselie cu cei antrenați de Ioan Ovidiu Sabău. O dezamăgire ofensivă, CS Mioven. Dorinel Oancea. Nu se complică. În cele din urmă, Dan Nistor caută pentru a trimite sigur. O face pentru urcarea bulgarului Goranov. Iar centrarea acestuia pentru gol. Reluare semnată de Mamadou Thiam. Ce tonto gol! Ce tonto gol! Poate să ia Flavius Croitoru. A scăpat, i-a alunecat peștele. Croitoru a fost apărut că este pe malul Dunării. Da, Dică zâmbește. Nu se poate abține. Ridicol, absolut ridicol. Revedem. Flavius Croitoru dă impresia că n-ar avea probleme. Croitoru, ca la copii și juniori, nici măcar acolo, cred că și în acele competiții, portarii sunt puțin mai inspirați, mai atenți. 1-0, Universitatea Cluj, CS Mioven. Mamadou Thiam, minutul 73 între timp. L-am certat ceva mai devreme, cu ghilimelele de rigoare, însă Mamadou Thiam dovedește încă o dată că este un atacant oportunist. Nu trimite sub nicio formă imposibil pentru Flavius Croitoru, dar măcar a trimis pe poartă. Și astfel, iată, senegalezul ajunge la 8 reușite staționale.